Dracie! Gata, ajunge muzică. Vreau să ofer cuvântul la o doamnă care este la fel candidat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Verde Ecologist. Doamna Spirei vrea să aducă un mesaj frumos pentru locuitorii din Strășești. Aduc la umbră, că mă frige soarele puțin. Așa. Mă numesc Spinei Lubov, sunt un activist civic cu alt nume Victoria. Sper că Victoria nu numai nume, dar și este o victorie pentru noi toți, ca și cu, pentru mine personal. Deja am 5 copii, vreau să spun puțin despre mine și am decis să promovăm mediul, natura, că tot ce ne înconjoară este mare valoare și mare importanță, la care noi, cetățenii, nu tragem atenție. Tot ce ne înconjoară are importanță, cum și viața mediului, cum și viața noastră. Are dreptul natura de a supraviețui și noi tot la fel. Totodată vreau să vă explic că râurile noastre poluate, care noi le poluăm, n-ar trebui să fie așa, dar în secolul 21 trebuie să ne uităm cum alte țări le curăță, dar nici nu le poluează, dar la noi nici nu putem păstra, adică în curățenie. Totodată vreau să vă amintesc că peștele care noi îl mâncăm, el acolo nu numai să-l neaduce, dar nici nu poate să trăiască. Despre pădurile care noi deja de mai mulți ani de zile nu tragem atenție că sunt toate toiete și vă închipuiți, ori vă imaginați ce lăsăm noi la copiii noștri și la nepoți. Da, și la nepoții noștri. Noi lăsăm pământul gol, probabil că, deoarece nu tragem atenție la importanța aceasta. Noi dorim, noi ecologiștii, Partidul Verde Ecologist, ne ocupăm cu aceea că noi vrem deja de 10 ani de zile să nu fie tăiat niciun copac. Totodată, Partidul Verde Ecologist, noi dorim că deșeurile să fie separate, fiecare deșeu să aibă cum pentru sticla aparte, pentru plastic aparte. Vrem să includem în școli copiii noștri să învețe de mic copil, ca el să știe despre prețul mediul și naturii, fiindcă v-am spus că este important, că este mai ușor când păstrăm natura, dar nu când o salvăm, să aveți în vedere. Deja nici nu știu, n-am cuvinte dacă mai avem posibilitate să o salvăm după ce vedem noi. Sunt mult activiști civici care au depistat, chiar văd că stai copașii, dar autoritățile noastre și organele de drept nu iau măsurile, deoarece la noi în Moldova cu mătrismul joacă cum și-o mai jucat și stau indiferent la toate acestea. Noi nu vrem să stăm indiferent și vrem să o ajutăm ca să ridicăm natura. Totodată vreau să vă spun că noi vrem că polița de asigurare să nu fie deloc, medicina să fie gratis, că suntem din Moldova și avem drepturi, că dacă aveți poliță și ați procurat polița cu
oarecare acolo bani, nu mai țin minte cât costă acum la moment polița, și când vă duceți la policlinică și tot se uită la voi cam așa cu polița, totdeauna scoatem ruble și mai adăugăm ca să trecem vreun aparat, ori la un rentgen, ori la un medic. Totodată vreau să... vreau să spun că vrem și salvarea fluvului Nistru. Trebuie de pus ca să fie curățit Nistrul, că majoritatea populației bem de acolo apă și nu tragem atenție că este murdară. Așa. Vrem ca copiii noștri să nu se ducă la armate, ca să nu facă serviciu militar obligatoriu, să nu fie, dar să fie după dorința omului. Adică asta tot și până când am vrut să vă spun. Și vă îndemn pe toți. Salvăm natura, salvăm mediul nostru de care avem grijă și noi și vă îndemn, votați Partidul Verde Ecologist, că are grijă de sănătatea și de mediul nostru și de al nostru viitor. La revedere și cu bine!